consul Aurelian Crucină și împreună cu colegii pe care îi veți cunoaște pe parcursul întâlnirilor noastre de astăzi, v-am pregătit un program de manifestări, activități care sunt dedicate marcării valorilor românești astăzi, aici, la Cernăuți, în regiunea Cernăuți, unde împreună vom încerca să rememorăm trecutul, să ne aducem aminte și de eroii neamului, așa cum am făcut-o astăzi de dimineață la Catedrala Sfântului Duh din Cernăuți, în altă sfinția sa, Părintele Velnic Melchisedec, starețul Mănăstirii Putna, împreună cu protopopul de Storojileț, Vasile Covalciuc, au oficiat o slujbă de pomenire a înaintașilor neamului nostru. Am pus o rugăciune și o lumânare în cinstea celor care ne-au dat această libertate de expresie astăzi. Ne-am rugat pentru ostașii căzuți, cunoscuți și necunoscuți, cei care au și nu au morminte, cei care s-au născut și nu s-au născut și cei care au fost botezați și nu s-au botezați, dar au căzut pe diverse câmpuri de luptă și ne-au creat aceste condiții astăzi pentru a ne exprima și ne manifesta în formă frumoasă, demnă, conștientă, națională. Așa cum o face poporul ucrainean pe 24 august, își rememorează eroii neamului, își venerează valorile naționale și spirituale, astăzi sunt Bucovina, românii din Bucovina, își aduc aminte de valori care au creat conștiința și unitatea națională, își aduc aminte de istorie complicată, grea, dar o istorie pe care o asumăm și cu care suntem liberi în exprimările noastre. Manifestările dedicate Zilei Naționale a României în toată lumea, în toate orașele din România, au loc manifestări, în toate ambasadele au loc manifestări dedicate Zilei Naționale, recepții și alte activități și evenimente culturale venite a rememora trecutul nostru și a ne conecta la trecutul nostru. Așadar, fericit și comunitatea românească din circumscripția noastră consulară, din regiunea Cernăuți, dar nu ultimul timp și comunitatea românească din dreapta Tisei, care sâmbătă, pe 28 noiembrie, împreună am avut aceleași manifestări, aceleași gânduri și aceleași împliniri cu ocazia Zilei Naționale. Având în vedere contextul foarte complicat în lume și în Europa, victimele grupului colectiv, victimele operațiunilor militare din Estul Europei, victimele actului terorist de la Paris și alte situații complicate în toată lumea, manifestările care sunt dedicate solemnităților Zilei Naționale a României sunt manifestări foarte sumbre, pentru că suntem în acest context solidar cu victimele și cu oamenii și cu comunitățile și cu țările care au suferit urmare acestor activități necredincioase și nepotrivite și neașteptate pentru comunitatea internațională. Având în vedere această solidaritate și nevoia de solidaritate internațională, eu aș vrea ca concertul nostru dedicat Zilei Naționale a României la Cernăuți să înceapă cu un moment de reculegere în memoria eroilor neamului, în memoria eroilor clubului colectiv, în memoria eroilor Holodomorului, în memoria eroilor care au căzut la Paris. Mulțumesc.